Săptămâna viitoare, la școala de poliție Vasile Lascăr din Gâmpina, porțile vor fi larg deschise pentru vizitatori. Agenții se pregătesc să cinstească Ziua Poliției Române, care are loc pe 25 martie, printr-o serie de activități și evenimente dedicate. Noi am pregătit mult mai multe activități decât în anii precedenți și prima dintre ele se va desfășura săptămâna viitoare, în zilele de luni și marți. Este o activitate de donare de sânge împreună cu Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești. Apoi avem un simpozion cu tema Eroii Poliției Române, susținut de un coleg de-al nostru de la București, care a scris câteva cărți în acest sens. Avem toată săptămâna viitoare, săptămâna porților deschise, dedicată tuturor elevilor și de liceu și de școli generale din municipiul Câmpina, dar și celorlalți din alte județe care vor să ne viziteze. Din calendarul evenimentelor mai fac parte competiții sportive pentru cadre și elevi, concursuri pe teme rutiere, cupa presei la tir, dar și o demonstrație canină. Pentru ziua festivă de 25 martie au fost programate avansările în grad și premierile pentru activitățile deosebite sportive. Noi ne mândrim cu toată școala, pentru că toată școala, spunem noi, că nu numai care arată foarte bine din punct de vedere estetic, dar sunt lucruri interesante care se învață aici și dotarea noastră este o dotare de excepție, să spunem așa, care nu este cu nimic mai prejos decât dotarea unei școli de poliție din Germania, din Franța sau din alt stat al Uniunii Europene. Asemenea anilor trecuți, și acum sunt așteptați să participe la aceste manifestări peste 1000 de elevi, atât din Prahova, cât și din alte județe. Însă sunt invitați să treacă pragul școlii de poliție toți cei interesați.